Bună ziua! Revin cu un video pentru ferma Eva. Deci să vă prezint prima oară căprițele de la noi din fermă, de la ferma Eva. Cum bine știți, avem o parte aici și o parte în interior. Dar nu asta vreau să vă arăt, pentru că mulți m-ați întrebat ce le dau să mănânce, am să vă arăt. Avem aici o moară de tocat furaje, lucernă, după cum bine vedeți, cu fân. Avem lucernă și fân amestecat, ștulete de porumb și cocean de porumb. Sau să mai spune până unele părți clijeni, clojeni, nu știu, acum în funcție de cicleși, în funcție de fiecare zonă în parte. Se macină produsul și apare ceva de genul. Am măcinat puțin mai devreme, vreau să vă arăt cum apare. Ia uitați! Amestecătură din fân, lucernă, cocean de porumb, ștulete de porumb. Și uitați și ieslea cum mănâncă căprițele. Ia uitați! Da, fetițele! Și mai avem câteva și înăuntru. Hai, fetiță, hai și tu, hai! Ia uitați! Așa! Am să pornesc un pic moara, nu o să mai mă aud vorbind pentru că face prea mult zgomot. Eu am un motor cam micuț pe ea. Normal trebuie un motor de 4 kW, eu am un motor cu așa vine ea, cu motor de 2,2 kW. Cam micuț. Dar face serviciu, ușor, ușor, pentru ce trebuie mie face serviciu. Am să vă arăt cum funcționează. Pornim un pic moara, dar nu o să mai pot vorbi. Că nu o să mai audă.
Am oprit-o puțin pentru că nu ne auzim, nu se aude când vorbesc, ca să vă arăt cum iese produsul. Ia uitați. Mi-e foarte greu să filmez și să fac că sunt singur. Ia uitați. Se amestecă. La un moment dat. Vedeți? Cam așa ceva iese. Și căprițele sunt fericite. Ca să vedeți cum, cu ce hrănim noi căprițele. Și ca economie, am făcut la mâncare o economie de 70%. Deci dacă nu mă credeți, puteți încerca. Adică, cu o țoală de lucernă și un snop de coceni și o jumătate de coș de ștulete de porumb, adică un sac și jumătate de 3 duble de hrană, hrănesc 5 căprițe și un țap, 6 animăluțe, timp de 3 zile. Na. Dacă aveți întrebări, îmi puteți lăsa mesaj în privat. O zi bună vă doresc și cine dorește poate să-mi copieze exemplu. Într-adevăr, investiția e un pic amăricică, că moara asta costă în jur de 25 de milioane cu tot cu motor, dar se merită. Economia este de 70%, căprițele nu mai trag mâncare pe jos, iar hrana, tot ce vedeți aici, dădeam la o singură masă, celor 6 căprițe. Iar cu hrana pe care o dau la o singură masă, le hrănesc acum 3 zile. Rentabilitatea este de 100%. În timp ea își va scoate banii, această moricică, această super moricică își va scoate banii.